Urmează zile de foc la propriu pentru zona de sud a României. Izolat, în special în zonele de câmpie, temperaturile ar putea atinge și 40-42 de grade la umbră. Meteorologii spun că este vorba despre extinderea unei depresiuni deasupra jumătății nordice a Europei, care va determina un transport intens de aer tropical originar din nordul Africii. Astfel de temperaturi record nu sunt anormale pentru mijlocul verii, însă astfel de episoade cu vreme severă vor fi tot mai dese, fiind legate de schimbarea climei. Studiile științifice realizate de climatologi arată acest lucru. Special pe perioade mai mari de timp, dar putem să extragem informație climatică din aceste fenomene ce se succed foarte rapid și cu intensitate mare, pentru că aici e problema. Avem de-a face cu fenomene specifice sezonului cald, furtuni de vară sau valuri de căldură, numai că intensitatea lor este din ce în ce mai mare. Nu este exclus ca de la caniculă să trecem la furtuni puternice, în timpul cărora vântul poate lua aspect de vijelie sau chiar de tornadă. Precipitațiile tot mai abundente, care cad într-o perioadă foarte scurtă de timp, localizat, pot fi puse, conform legilor fizicii, pe seama încălzirii globale. Este mai mare decât cea cu care eram obișnuiți acum mai multe decenii. Și aici e legătura cu schimbarea climei, cu încălzirea globală. Încălzirea globală nu este un fenomen de creștere graduală a temperaturii doar, ci avem de-a face cu mai multe modificări în sistem, pentru că creșterea temperaturii medie e doar un simptom. Fenomenul meteorologic El Niño implică o creștere a temperaturii suprafeței apei în estul Pacificului și are loc în mod ciclic. Este asociat în general cu o creștere a temperaturilor globale și provoacă dezastre climatice. În spate se află aceste sisteme de vreme care au manifestări din ce în ce mai severe, pentru că sunt hrănite cu o cantitate sporită de căldură și de vapor de apă, ce apar datorită sau din cauza încălzirii globale. Toate aceste fenomene avertizează că trebuie să ne adaptăm la schimbarea climei, dar trebuie să și încetinim ritmul schimbării climei prin reducerea emisiilor de carbon la nivel global.